Am ajuns în oraș și am cumpărat toate cele necesare pentru împodobirea jeepului și o să ne apucăm să-l facem. Am băut și am încărmați, da? Da. Așa, tu cu Beni, în cazul ăsta. Ia dreapta, Maxim, ușor, ușor. Poate să accelerați un pic. Să vă prima dată ce ai la tine. Ai arme albe, da. Ce asta? Astea artificie? Sau ce asta? Artificie. Adun de seara. Artificie, scuză-mă. Ei, o din asta. Uite ce greu. Bă, nu a avut prefetre. Oare avem voie să dăm cu... Astea uite, bă, vulcan. Cu pornitorile astea și cu artificiile. Sau suntem... Suntem ilegali. Uite, de-astea, pe tărzi. E bine, și... odată la anii Revelionul și Crăciun, așa că o să dăm cu ele, fie că e legal sau nu. Și învârtitori, da. Învârtitori? A, la ce bubuie tare. Nu, mă, nu, pentru da, că nu o să rănim pe nimeni. Dar, și ăla asta? E vulcan. Și ăsta iese lavă din el? Nu, stai că dai unul acum. Vezi. Ia să văd. Stai, bă, stai să văd, stai să te filmez. Mamă, bă, nu, bubuie tare. Nu, mă, se învârte. Eu ce fain asta. Eu, bă, ce fain. A, dar nu pușcă, așa-i? Ia, bă, ce fain face. Bă, sigur nu pușcă. Nu mă minți. Mă minți că mă apropiu. După cum vedeți, la noi Revelionul a venit mai repede. Am dat drumul la artificii. Să văd cât ai primit. 2 milioane. 2 milioane. De care luăm pachete? Bun. Da. Ține la tine. Că mai pun și eu mai mult. Și pun și eu. Și am mai găsit și un... Adică am găsit, m-a sunat un... vechi prieten de-al meu, pe nume Luci, care stă aproape de noi pe la Petroșani, că vrea să ofere și el niște pachete și luni o să ne întâlnim cu el, o să ia și el câteva pachete, o să luăm și noi, ia și Beni, da, uite, au făcut 2 milioane de la o doamnă, cum o cheamă pe doamnă? Nu știu. Nu știu. Tu da 2 milioane să luăm pachete. Da. Vă mulțumim frumos oricum dacă ne urmăriți, bănuții sunt aici, o să luăm pachete de ei. Pun și o bani și tu și... Clar, noi o să punem să luăm și da, mai multe. Noi, și dacă mai vrea cineva să se implice, noi am vrea mare parte pachete, să primim direct pachete, să le distribuim mai departe. Ca să nu fie nici discuții, să fie oricum o să fie tot transparent, că tot ce primim o să da, punem aici. Pentru că a fost un comentariu ceva de genul că, vezi, doamne, mi-ar fi plăcut să primesc, nu știu, bani să gestioneze. Nu, chiar nu-mi place să primesc bani să gestioneze, îmi convine să primesc cât mai multe pachete ca să face cât mai mulți copii fericiți. Da. Și o să vedeți asta pe... Și o să mergem și la creșă. Pe videoclipuri. La creșă unde? Da. La Pui. La Pui. Mergem și acolo. Ai prieteni acolo? Da. Mergem și la ei. Mulți? Da. Lasă că și noi o să luăm multe pachete. Și ce voiam să zic? Ah, da, am stabilit data în care o să distribuim cele mai multe pachete și anume data de 20, adică peste 5 zile, înainte de Crăciun. Pentru că după ce o să fie Crăciun, o să fim și noi pe acasă cu familia de sărbători. Dar înainte de Crăciun, 2-3 zile o să distribuim pachete, dar în data de 20 o să distribuim cele mai multe. Băgăm în jeep eu, câte în cap. Eu uite. Ia. Eu vreau să vin cu ATV-ul în spatele tău. Vrei să vii cu ATV-ul în spatele meu? Ia uite că n-am dat jos buteliile. M-am pus mamageta să-i cumpăr două butelii de gaz și am uitat să le dau jos. Poți să iei tu una și iau eu una. Ia să-ți văd forța. Ce mai e crepă tine? Ce meclă pe tine! Da, da. Nu-i meclă, mă! Să văd dacă ai forță să iei o butelie. Vrezea, o butelie de 10 kg. Dar ce să nu pot? Păi să-ți văd talentul acum. Da. Na ce fa, bă! Ce? Păi tu la aia te chinui. Păuleu! Da. Ce meclă pe tine! Nu, pune jos. Ia, acum pune jos butelia. Și nu ia să mă duc să văd eu. Poți să iau una? N-a să-mi din care mergi mecher. Nu, ce crezi? Poți să iau una? Păi că ți-ai uitat, plic cu banii aici, bagă-l acolo să nu-mi pierz. Așa, că trebuie să luăm pachete. Asta e bricheta ta? Da. Fumătorii au brichetă pentru că fumează. Pentru chestiile alea de acolo. Beni are pentru că... E tare. Te-am văzut în oraș. M-ai văzut în oraș? Da. Te-am sunat, dar nu tu suna telefonul. Telefonul meu e în garaj, nu ai băgat, n-am cricat, nu? Trebuie să duc la făcut. S-a băgat. Bun, deci după cum vedeți, aici o să băgăm pachete peste tot, inclusiv în sertare, bam, și pe bancheta din spate. Că eu o să vin cu ATV-ul în spatele tău, gen. Bă, vrei să fii cu ATV-ul? Ce să fii cu ATV-ul? Că îngheți de fric cu ATV-ul. Nu îngheți eu. Nu îngheți tu. El vrea să vină cu ATV-ul să fie Moș Crăciun. Și o să-i găsim și o remorcă, în caz că luăm prea multe pachete și nu ne încapă în mașină. Dar o să vedem sau poate mai mergem cu o mașină. Dar esențial zilele astea să împodobim jeepul, vrem să facem frumos de Crăciun. Ia uitați-l pe Beni, bombardier și-o cumpărat BMW. Da. Și
știi piesa aia? Mi-am luat BMW ultimul model. Sigagica mea este tomă. Bă, tâncuțule. Ce faci? Bă, deci vrei să conduci, da? Mergem până la Saivan acolo să vedem de oițele alea fătate. Și pe unde o să fie neasfaltat și câmp, o să lăsăm pe Beni să-și facă talentul. Apoi venim acasă să organizăm treaba, pentru că v-am spus, pe m-am schimbat și eu, pe 20 vrem să distribuim cât mai multe cadouri copilașilor. Așa că după ce ne terminăm treaba, venim, luăm jeepul, mergem în oraș și cumpărăm instalații să-l împodobim. Tu ce tot vrei? Ce tot vrei? Ce tot vrei tu de fapt? Zi, urechios. Hai, pornește să te văd. Pornește. Știi să pornești, uite aici chiar. Nu stai așa că zic eu că ai bună, asta e bun. Ia uitați ce avem aici, în mașina asta. Curățenie maximă. Nu-mi fune iaurt bio. Ce, bă, vrei iaurt bio? Mai de o dată să pornească. Te dai înapoi, mă? Așa, gata. Acum stai. Acum conduc eu, că aici e asfalt și une părăsim asfaltul, te las pe tine, bun? Bun. Hai. V-am spus că avem puțină treabă aici la oițele noastre care au fătat. Înainte să mergem să îndobim jeep-ul. L-am zis pe tânguț să vedem cum reacționează Willy când îl văd. Dacă să-l bată, o să-l băgăm într-o boxă separat. Ia uite, se uită la el. Ce e aici? E un miel și ăsta, e un miel. E un miel. Ce, bă, ți-e frică, bă? Bă, cum că ți-e frică? Hai, ce frică? Eu cu zuita aia. Aia vrea să dea cu capul el, o văd că e agitată. Ce, bă? Ce? Ce, bă? Ți-e frică, doi? Zi, bă, ți-e frică? Ia, ia uite-te la el. Trebuie să fie în capă poziție. Eu cum se uită la el, hai mai aproape. Cum se dea cu capul el? Ce ai tu? De ce vrei să-l bați? Ce? Vreau ca să meargă în două picioane. Lasă-l un pic acolo, pe legătă treaba, ca să nu-l omoare asta. Cu spatele acum, ha? Care-i spatele? R. R, așa. Te uiți în oglinzi, da? M-am uitat, apa să-i spartă, tu trebuie să te uiți. Bun, hai că... Dă-i că zic că ia virajul ușor dreapta. Așa. Acum stânga. Și ții piciorul ușurel pe frână, așa. N-ai treaba cu accelerația, că mai rău numai cum o lași de frână. Așa, mai dreapta. Așa. Dă-i așa că dai bine. Bravo, dă-i. Dă-i. Bă, să nu te bagi cu curuz. Dar nu mă bag! Am glumit. Hai, dă-i dreapta maxim, ușor. Lasă accelerația un pic. Dreapta maxim. Gata, hop. Acum dai pe drive. Dar mai fără frâne bruște. Toate mișcările line, da? Și acum merg în față, vezi? Așa. Gata, perfect. Hai că sunt instructor bun. Bă, tu ce faci acolo? Ce, bă? Dar nu mâncă, că e sătul. Nu vrea. Pentru cine ai făcut atâția cârnați? Nu te supăra. Mama are probleme cu tâncuțul. Cum știi? Da, mă, bă, nu ascultă numai de mine, îmi pare rău. Cum știi? La bar n-are. La noapte, exact, că-ți dă atacul la cârnaț pe toți, ții mâncă. Ce fac cu el de aici, n-auze? Ce face? Doar nu se pișe. De să pișe, l-o trăznit. Bă, te-ai pișat? Nu s-o pișat. Gata, hai, hai. Câine pântre cârnaț, face. Pântre cârnaț? Cum știi? Aha. Deci, zilele acestea, mama Geta vă așteaptă la magazin să vă încânte cu, uitați aici, cârnați de casă. Ia să... A, de la casa jambonului am primit iar, așa-i? Eu l-am primit, eu. Tu l-ai primit, scrie mama Geta pe el. Scrie, desfă-l, să vedem. Prietenii noștri de la casa jambonului ne-a mai trimis încă unul, pentru că pe celălalt l-am devorat. Și aici, mama Geta, ce ai să ne vinzi, te rog să ne spui? Sângeret. A, crâna și sângerete. Dar nu știi că m-am macinat și-a făcut. Corect. Ia tai să vedem ce scrie pe ăsta. Și de când îi dui la magazin uscat? Îi poți vinde? Deci de mâine găsiți la mama Geta la magazin. Ce scrie? Ce scrie? Ce scrie? Nu, ne-o dat țapă Geta la amândoi. Așa. Ia să vedem. Geta Sterp. Deci ăsta e special pentru Geta. Da. Nu mi-a primit. Hai că ți-mi bași în mie. Așa ceva. Nu mă încurcă așa ceva. Eu mânc cârnați, mânc jambon.
Perfect. Noi mâncăm bio. Bine, și ăsta e foarte bun, n-am ce să zice, că am mai mâncat înainte. Deci tu mânci jambonul și eu mânc cârnații, da? Da. Așa, tu cu Beni mâncat jambonul. Vreau să te mai întrebăm cu ce te lauzi. Am văzut că ți-ai renovat bucătăria de iarnă. Ne lasă să o filmăm, să vedem. Tu ce filmezi? Hai să vedem. Da? Haide să vedem. Imediat după final. V-am arătat odată camera asta când era dezastru aici, am scos tot afară. Mai am doar să pui modula și asta, masa. Și o canapea. Am înțeles. Și m-am ajutat și o renovat. Și o renovat între timp bucătăria de iarnă, azi voi. Aaa, bun! Azi de la super! Ce, ce tare gusturi bune m-am ajutat, așa-i? Super fain a ieșit. Mai trebuie să montați ceva? Nu, mai așa-i? Țiplă. A, perfect, aici cuptorul. Și am păstrat și soba, numai bine, așa, noi suntem mai autentici. Da, după cum ați văzut, mama Geta are gusturi foarte bune și a renovat bucătăria, arată țiplă, mai trebuie numai masă. Aici avem bradul de Crăciun, pe care v-am zis că trebuie să-l împodobesc eu cu Ben, 10, încă n-am apucat, dar acum vrem să podobim jeep-ul. Mama Geta, bravo, ți-ai făcut fain bucătăria, îmi place. Ai gusturi bune. Încă nu e chiar gata, dar când e gata, te invit acolo la cozonaci. Da, ne lași și pe noi să stăm în bucătăria. Cu Colinda. Dar nu m-a vizit, mâncare. Dar ne lași, intră cu câinele acolo. Ce mă, du-te mă, că nu mă așa poți să te luăm. Vedeți, am ajuns în oraș, am cumpărat toate cele necesare pentru împodobirea jeep-ului și o să ne apucăm să-l facem. Oprim filmarea și o să vă arătăm finalul, cum o fi asta. Ia uitați ce am mai găsit la chinesc. La chinesc, pe urmă chinezii fac toate lucrurile bune, degeaba nu recunoaștem. Ia uitați și pilul ăștia necrineva de Crăciun. Ăștia purtăm în ajut. Hai să dăm. Fericit! Bine, încă nu putem spune că nu vine Crăciunul, dar așa o să spunem, o să le ducem cadouri copiilor. După cum vedeți, am pregătit Sania, numai renii mai trebuie, lasă-mi deja 1, 2, 3 reni, unul face cât doi aici. Suntem pregătiți să mergem să distribuim cadouri copiilor. Chete, te arată bine, lăsați-ne în comentarii.